Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Alba Iulia, suntem la spațiul muzeal Principia și suntem cu domnul Dobre. Vă salutăm! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Eu sunt Ciprian Dobra, am și un alter ego aici la noi la Alba Iulia, sunt și centurionul trupei de romani, respectiv numele meu atunci este Caius Cassius Proculeianus. Dacă mai ajungeți pe la noi în jurul datei de 15 octombrie, sunt și regele Ferdinand. Dacă ajungeți pe la 1 decembrie, sunt un soldat din garda românească. Și dacă ajungeți la spitalul de boli psihice din colțul cetății, să nu mă pârți. Okay. În momentul de față, ceea ce vreau eu să vă prezint este castrul roman. Din nefericire, e foarte complicat din acest punct de vedere. Este primul strat de istorie de la noi și datorită faptului că Alba Iulia a avut o existență urbană neîntreruptă de la romani încoace, bineînțeles că s-au adăugat straturi peste partea de epocă romană. Și cel mai semnificativ strat s-a adăugat în secolul XVIII-lea, când s-a construit cetatea pe care o avem astăzi, vizibilă, cetatea de tip Voban. Sub tot ce vedeți construit sub fortul central, pe un dreptunghi de aproximativ 22 de hectare, avem ruinele castrului roman. Dacă am mutat cetatea, am găsit aceste ruine și ar fi foarte ușor de văzut. Însă, datorită faptului că nu putem favoriza o epocă istorică să distrugem altele, castrul roman se vede doar în mici mostre. Respectiv, eu le-am clasificat în trei tipuri de obiective. Obiective care se văd, obiective care se vor vedea și obiective care nu se vor vedea niciodată, dar sunt marcate într-un fel sau altul. Cele care se văd în momentul de față sunt o parte din clădirea Comandamentului Legiunii, vizibil la noi în muzeu, în Principia. Apoi, în direcția aceasta, în colțul pieței centrale, este un gard foarte asemănător cu gardul Principiei noastre. Acolo jos este o secțiune dintr-un drum roman, Via Principalis. În spatele zidului de cărămidă care se vede peste parc este zona numită traseul celor trei fortificații, unde avem poarta de sud a castrului roman, sau porta Principalis Dextra, iar în colțul de nord-vest, respectiv în peste drum de catedrala ortodoxă, avem o curte a unui spital, menționat mai devreme, unde este un muzeu de artă sacră, Museicon se numește, care la restaurare a pus în valoare și o parte din zidul de vest al castrului roman, iar la subsolul clădirii este o parte din sistemul de canalizare de pe lângă Via Sagularis, adică un drum de cărămidă care drena apa de ploaie de pe drumul de rond al castrului roman. Astea sunt obiectivele care se văd. Cele care urmează să se vadă sunt tot în partea de est în momentul de față, sunt două, respectiv lângă poarta a treia avem o parte din clădirea termelor castrului roman descoperite. Urmează să se pună în valoare, cineva voia să construiască o terasă acolo și sperăm că la momentul construcției se va pune în valoare și partea de clădire a termelor castrului roman. Sediul Consiliului Județean, care va fi în zona respectivă, are o curte interioară unde, făcându-se săpături, s-au găsit părți din trei barăci militare romane și am înțeles că o să fie parțial expuse sub o podea de sticlă. Apoi, cea mai mare clădire din cetate, Palatul Principilor, care este în spatele statuii lui Mihai Viteazu. Avem un material și despre acest palat și ce conține în interior, link în descriere. Palatul acesta, pe toată partea de sud, pe toată lungimea lui, este de fapt un adaos la zidul de sud al castrului roman. Generațiile următoare au pus ziduri de piatră și cărămidă făcând clădirea. În momentul în care se va termina restaurarea clădirii, o să se vadă, bineînțeles, și zidul roman. Iar obiectivele care nu se văd, dar sunt marcate în momentul acesta, la poarta a treia, pe pavaj, este o dungă albă. Oriunde mergeți prin cetatea Alba Iulia și găsiți pe pavaj dungi albe care au în componență dale dreptunghiulare de marmură, să știți că dedesubt sunt ziduri romane marcate în felul ăsta. Cum ar fi aici? Da, linia care are doar pătrățele. Da. Este parte din designul pieței, sunt razele unui soare. Dar lângă, vedeți dalele acelea dreptunghiulare mai deschise la culoare. Astea marchează zidul de sud al clădirii Principia și câteva din zidurile camerelor din jurul curții interioare. Este același caz și la poarta a treia, unde este o parte din clădirea termelor, și la poarta a patra avem ceea ce a fost interpretat până recent ca și o locație a două temple, un mitreum și un templu al zeiței Nemesis. Mai nou, noile descoperiri sugerează că acolo a fost și închisoarea castrului roman, carcera. Și, bineînțeles, datorită faptului că din 1918 încoace cetatea de tip Voban a fost dată în administrare armatei române, ea s-a păstrat, nimeni n-a avut acces să o distrugă la o scară mai mare. Prin urmare, încet, încet, din 1990 încoace s-a retrocedat către primărie, s-a făcut ceea ce se vede până în momentul de față, dar de la acea clădire până la zidul exterior mai avem cam încă un sfert din cetatea Alba Carolina de recuperat de la armata română și ei au niște spații deschise foarte, foarte generoase.
unde sunt noi oportunități de săpături, de descoperiri, bineînțeles de restaurări clădiri mai târziu. Astăzi eu vă prezint Principia pentru că aici lucrez. Este o parte din clădirea Comandamentului Legiunii a 13-a Gemina. Toate castrele romane sunt structurate aproximativ la fel. Asta l-a ajutat pe Adalbert Cerni, un arheolog austro-ungar de acum mai bine 100 de ani, să se gândească la faptul că acel zid pe care l-a găsit sub actuala universitate ar putea să fie zidul Principiei, zidul clădirii Comandamentului. Prin anii 1970 s-au mai făcut niște săpături, niște secțiuni aici care i-au confirmat teoria și între 2012-2014 s-a săpat și pus în valoare partea asta de construcție, de clădirea Comandamentului Legiunii a 13-a Gemina, clădirea Principia. Și o să vă prezint, bineînțeles, pentru că asta îmi este datoria. Suntem în spațiul muzeal Principia, este o clădire de sticlă, nu prea bate arhitectural cu restul cetății. Asta a fost și motivația celor care au construit-o în felul acesta ca să atragă privirile, pentru că la începuturile serviciului nostru turistic aici în cetate, cam toată lumea care vine, încă este practica asta în funcție, parchează autocarul în parcarea de autocare, merg pe axul principal al cetății, se întorc la autocare. Prin urmare, noi, ca să atragem oarecum turiști încoace, am optat și pentru partea asta de arhitectură mai modernă. Pe pereții Principiei sunt autocolante care prezintă reconstrucția ale acestei clădiri, pentru că nu o să fim niciodată în stare să le vedem în întregime. Și în momentul în care cineva vede partea asta de reconstrucție a clădirii, poate să-și facă o idee cam cum arăta această clădire, pentru că noi prezentăm cam 10% din ea. Avem în muzeu niște sectoare, ca să spunem așa. E o clădire cu destinații multiple, foarte apreciată de cei care doresc să organizeze tot felul de evenimente aici. Am avut de la lansări de carte până la dezbateri publice în spațiul politic, dar noi funcționăm în primul rând ca și muzeu pe epocă romană. Și la intrare vă întâmpină zeul Jupiter, este zeul suprem la romani. Această statuie, descoperită undeva în zona Catedralei Romano-Catolice, împreună cu statuia ofițerului roman, sau se bănuiește că ar fi un împărat roman, o să vă arăt și pe aceea mai târziu, sunt obiecte considerate obiecte de tezaur aici la noi la Alba Iulia, prin urmare le-am băgat într-un final în interior. Iar partea de aici de sus prezintă o expoziție temporară în vitrinele acelea dedicată unei vile romane pe care noi am descoperit-o în așezarea civilă. La noi, orice, în Alba Iulia, orice se întâmplă, orice se construiește, oricât de mic, dacă trece de o anumită adâncime, trebuie să fie în primul rând cercetată de arheologi. Și în felul acesta, la noi, în așezarea civilă, au apărut în momentul de față trei vile romane și o parte din drumul imperial, care sunt în curs de amenajare, sperăm că vor intra și în circuitul turistic pe viitor. Una dintre vilele acestea romane este subiectul expoziției noastre, adică obiectele descoperite într-o stare mai bună sunt în aceste vitrine. Pe panourile pe care le avem aici în zonă se prezintă săpătura și planurile pe care le avem cu această vilă romană, adică intenționăm să o transformăm într-un parc arheologic. Tot ce înseamnă partea de epocă romană este în continuă desfășurare de la noi, o preconizare personală ar fi că următorii 25 de ani vor prezenta obiective noi în fiecare an, deci așteptăm turiștii să ne viziteze, nu o singură dată, pentru că totdeauna va fi ceva de oferit aici. Și încercăm să îmbunătățim activitatea muzeului, nu doar prin expunerea aceasta de artefacte antice și zidăria propriu-zisă din clădirea Comandamentului, încercăm să îmbunătățim și prin noi tehnologii. Respectiv, aici avem un ecran interactiv, care în momentul de față a fost mutat dintr-un loc în altul, urmează să-l punem în funcție. Pe el se pot vizualiza, conform unei hărți antice, o copie medievală a unei hărți antice, tabula petingheriană, se pot vedea drumurile romane și porțiunile descoperite până în momentul acesta. Se pot afla date despre ofițeri și soldații ai Legiunii a 13-a Gemina, așa cum i-am luat noi de pe inscripții, sunt și fotografiile inscripțiilor cu textul antic și traducerea. Cei care, membrii trupei noastre de reconstituire istorică, interpretează unele din aceste personaje, să fie cât mai interactiv, și eu sunt parte din această opțiune. Și cei mai mici au jocuri la dispoziție, dacă cineva vrea să-și facă o fotografie cu unul dintre personaje, poate să-și facă, avem și opțiunea asta și apoi se poate descărca prin Bluetooth. Iar în afară, pentru un plus de atracție către clădirea aceasta, pe trei dintre bucățile de geam avem o proiecție care prezintă 106 filmulețe,
filmulețe care prezintă personaje din epoca antică de la noi, de la împăratul Caracalla, împărăteasa Iulia Domna, guvernatorul provinciei, prefectul casului Marcus Ulpius Apollinaris, gladiatorii noștri, purtătorii de stindar, soldați și așa mai departe. Prin urmare, încă un plus de informație și un plus de spectacol, pentru că sunt oameni care vin să-și iau o cafea sau o bere și stau aici și se uită la peretele nostru în momentul în care se și vede. Soarele nu ne prea ajută în perioada aceasta. În plus, oferta noastră se adresează tuturor vârstelor prin niște ateliere interactive. Avem atelier de armurărit, atelier de bătut monede, atelier de pielărie, atelier de mozaic mai nou, atelier de pictură antică și încercăm să ne desfășurăm în sensul acesta. Sunt adresate și celor care ne vizitează pur și simplu, dacă vor explicații suplimentare. Sunt adresate și grupurilor care pot să beneficieze de un plus de interactivitate, pot să bată cu ciocanul pe un nit, pe o zală, să încerce să croșeteze acele zale pentru cămășile de zale, sau pot să-și bată propria monedă și așa mai departe. Deci avem și partea asta. Turul la noi, în principiu, începe întotdeauna cu un filmuleț. Avem un ecran aici foarte performant din punctul acesta de vedere, suportă orice fișier. Și filmulețul nostru, care durează vreo 10 minute, prezintă toate acele obiective de care v-am povestit la început, atât cele vizibile cât și cele care vor fi vizibile, deci este un pic proactiv, ca să spunem așa. Și realizarea grafică este extraordinară. Mult mai ușor să înțeleagă cei care intră aici la noi cum arăta partea de castru roman, ca eu după aceea să vin să le completez ceea ce au văzut acolo pe filmuleț cu ceea ce am să le spun despre principiu. Avem și un amfiteatru. Amfiteatru este în primul rând pentru confortul celor care ne vizitează, dar și pentru acele evenimente de care v-am spus mai devreme. Capacitatea este undeva la 150-160 de persoane și este un spațiu care are o energie mai aparte. Unde suntem noi acum este nivelul de călcare din epoca romană. Dat fiind faptul că tot ce mai avem din castru este aici, dat fiind faptul că cea mai mare parte a zidurilor originale sunt la nivelul acelor pietre mai închise la culoare din zidul nostru, este foarte greu de ajuns aici, cum spuneam, fără să distrugem alte epoci și ăsta e motivul pentru care acest castru se vede doar în mici părticele. Ăsta este zidul exterior al principiei, este cel original, este cel de la bază, cel de deasupra este zidul reconstruit, nu este cea mai fidelă reconstrucție, artiștilor le place să lase licențe artistice peste tot, însă este binevenit din punctul de vedere al ilustrării monumentalității zidurilor romane și nici măcar nu îi fac o favoare zidului roman original, bineînțeles, pentru că această clădire era mult mai impresionantă decât putem să vedem aici la noi. Aici avem o statuie de împărat, este Marcus Aurelius, ca să începem în ordinea importanței. Împăratul Marcus Aurelius a domnit la vreo 50 de ani după cucerirea provinciei Dacia, să nu intrăm în detalii din acestea foarte tehnice. El este la noi în muzeu pentru că a oferit unei părți din acest oraș un titlu administrativ. Respectiv, trebuie să înțelegeți că după cucerirea Daciei, aici la noi, prima construcție din oraș a fost castrul Legiunea 13 a Gemina. În jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, dar romanii au construit și un port pe râul Mureș, pe atunci era navigabil, pentru că aurul de la Roșia Montană și sarea de la Ogna Mureș-Turda erau aduse aici, astfel încât să fie trimise mai departe către Roma. În jurul portului, fiind viața economică mai intensă, orașul s-a dezvoltat mult mai repede, astfel încât împăratul Marcus Aurelius i-a oferit acelei zone titlul de municipiu. Fiul său Commodus a ridicat-o la rangul de colonia, iar aici, în jurul castrului roman, așezarea civilă s-a dezvoltat un pic mai lent, abia în timpul lui Septimius Severus. Este un împărat pe care îl avem în curte, a ajuns și partea aceasta să fie municipium. Și aceste denumiri administrative ne dau niște informații despre cum a evoluat orașul, adică diferențiat mai repede acolo, mai încet aici, cum era organizat, adică erau două centre urbane cu aceeași administrație, putem să îi spunem un fel de zonă metropolitană a antichității, și nu știm exact cât este de mare, pentru că pe măsură ce crește Alba Iulia încă se descoperă lucruri noi. Se estimează că avea o populație în jur de 40.000 de locuitori, adică este o cifră care îl făcea un oraș mediu spre mare în Imperiu, dar cel mai mare din provincia Dacia, și noi, ca oraș modern, am ajuns la cifra asta abia după vreo 1700 de ani, adică în 1980. Coborând de la împărat la zilele și la clădirea noastră, avem aici nivelul de călcare din epoca romană și o particularitate de construcție, respectiv canalele acestea de calcar pe care le vedeți pe lângă zidul nostru. Vedeți aici lângă trepte că urmăreau perimetrul clădirii. Rolul acestor canale era să colecteze apa de ploaie căzută de pe acoperiș, adică un fel de streșin din zilele noastre, ca să le spunem așa. Rolul acestora, fiind colectarea apei de ploaie, ele comunicau unele cu altele, astfel încât apa asta era scoasă apoi în afara castrului roman.
dat fiind faptul că acestea sunt un sistem de canalizare suprateran, la nivel subteran intrau prin canalele de cărămidă pe care le avem pe sub drumul. Deci din aceste canale apa se deversa în acele canale de cărămidă, acelea sunt niște canalizări subterane, și mai departe până la râul Mureș apa era transportată și prin tuburi de lut ars ce se îmbinau și funcționau ca și conductele noastre, și aceste sisteme de canalizare erau atât de bine făcute încât în cartierul de lângă râul Mureș, în partea de sud a orașului, am avut această canalizare romană funcțională până la inundațiile din 1970, ca să vă faceți o idee. Deci se construia mult mai bine pe vremuri. Avem noi nostalgia asta. Da. Erau mai buni constructori decât noi. În zona aceasta mai avem și partea de ateliere. Dacă doriți să vă arăt atelierul pe care îl avem în funcție săptămâna asta, este atelierul de pielărie. Cei care ne vizitează pot să vadă obiectele ei înșiși, să afle date și informații despre ele de pe panourile pe care le punem la dispoziția lor. De multe ori textul este foarte, foarte cuprinzător, foarte mult și nu toată lumea vrea să-l citească, însă noi în două, trei cuvinte putem să spunem câte ceva despre aceste replici. Dacă pe vremea noastră avem Balenciaga, Louis Vuitton și toate celelalte, avem și în epoca antică tot felul de obiecte de bagaj sau de vestimentație pe care le-am redenumit după locul descoperirii lor. Prin urmare, tot felul de obiecte cu tot felul de destinații. De exemplu, avem niște punguțe pentru obiecte personale. Cele două pungi pe care le vedeți aici au fost descoperite, nu acestea, bineînțeles, originalele, au fost descoperite în La Vindolanda, în Marea Britanie, la zidul lui Hadrian. La fel și husa aceasta pentru pieptene. Deocamdată noi avem un pieptene din plastic, dar originalul era făcut din lemn de buxus și se crede că aparținea comandantului garnizoanei, Flavius Cerealis. Avem apoi o ploscă luată după reprezentări. Bagajul acesta mare cu două torți se numește mantica, era pentru întregul echipament. Două tipuri de încălțăminte, caligele romane sau cele care sunt închise, calceii, urmează să le terminăm și pe astea. Avem apoi tipul ăsta de bagaj, care este considerat a fi un tip de geantă pentru purtarea și adăpostirea pelerinei pe care o purta fiecare soldat. O minge, a noastră este umplută cu bucăți de piele, că n-am avut atâtea pene. În mod normal ea era umplută cu pene sau cu o bășică de porc. Și era folosită la tot felul de jocuri. În epoca romană avem documentate atât la greci cât și la romani jocuri cu mingea. La greci mai simple, la romani un pic mai dure, cum este harpastum, seamănă foarte bine cu rugby-ul de azi. Avem apoi o geantă care se strânge la gură și poate fi agățată la centură. Este o geantă pe care noi o numim geanta de tip Cave of Letters, adică în Israelul de astăzi, datorită acelei răscoale declanșate în timpul împăratului Hadrian. Împăratul Hadrian a distrus Ierusalimul, i-a exilat pe evrei de atunci până în 1948, n-au mai fost prin Israel. Și unii dintre răsculații aceștia s-au retras în deșert, în peșteri. Din nefericire, cei care s-au retras în locul unde a fost descoperită geanta asta au murit de foame. Și lângă scheletul unei doamne, care mai târziu s-a dovedit că avea numele Babata, s-a găsit tipul ăsta de geantă. În geantă era o altă geantă, poți să-i spunem un portofel, care arăta în felul acesta și în care erau documentele ei personale. De la acte de proprietate pe terenuri, un fel de situație financiară pentru băncile de atunci, dacă existau și așa ceva, și, bineînțeles, mențiunea că toată averea ei să rămână copilului ei, pentru că soțul era dator și de asta l-a luat de soț și nu vrea să-i rămână averea lui. Avem apoi aceste două tipuri de gentuțe care se foloseau pentru tăblițele cerate. Asta este de tip Vechten, descoperită în Germania, și asta este de tip Vindonisa, descoperită în Elveția. Erau purtate cel mai probabil de un subofițer al legiunii, Tesserarius se numește, asta este o tesera, o tăbliță cerată mai mică, pe care era scrisă parola și numele soldatului. El era desemnat să facă de pază, primea o tăbliță de genul ăsta și în momentul în care era inspectat, el dădea tăblița înapoi. Dacă nu era găsit în post sau era găsit că doarme, era lăsat în pace. Dar a doua zi, cine avea tăblița la el, era pedepsit pentru că nu și-a respectat datoria. Iar aceste două genți sunt numite genți de tip Comacchio. Comacchio fiind o localitate din Italia de astăzi. Și asta și asta. Pe malul Adriaticii. S-a găsit o navă naufragiată în largul orașului Comacchio. Prin urmare, în naufragiul acela s-au găsit și aceste două tipuri de genți, care sunt, cel puțin asta, este cea mai folosită de către toți reenactorii din lume. Geanta de tip Comacchio este foarte cunoscută. Și ultima este asta cilindrică, noi îi spunem capsa, așa îi spuneau și ei.
este folosită în mai multe circumstanțe. În primul rând era folosită de către cei care scriau sau purtau suluri de papirus sau de pergament, pentru că e un fel de copertă tare, deci pentru aceasta era în mod normal folosită. Dar avem și denumirea pentru sanitarii din bătălie. Pe atunci se numeau capsarii, pentru că purtau astfel de geantă, mai mică sau mai mare, în care își țineau bandajele și toate instrumentele pe care le foloseau la tratamentul soldaților. Și ultimele trei sunt aceste pungi de tip Barger Compascum, descoperite undeva în Olanda de astăzi. Asta este tot în Olanda, Valkenburg și așa mai departe. Și ne îmbunătățim acest patrimoniu, ca să spunem așa. Mai avem acum în lucru o geantă din aceea pe care o poate vedea toată lumea pe columna lui Traian, Loculus, un loc mic. Continuăm apoi cu podețul. Noi nu avem acces în sit, intrăm și noi din când în când să mai facem curățenie, nici publicul nu are acces în sit, bineînțeles. Partea de podeț însă ne duce deasupra situlului roman, astfel încât să avem o perspectivă foarte bună a micului spațiu pe care îl avem disponibil din clădirea Principia. Și ce se vede acolo pe podeț sunt două camere. Una dintre ele a fost o cameră de depozitare, dar în același timp este cea mai importantă cameră din clădire, și cealaltă cameră a fost o cameră de birouri care are o construcție specială. Aici pe podeț intrăm propriu-zis în clădirea comandamentului și începem cu împărații, bineînțeles. Împăratul Traian este expus la noi pentru că lui datorăm existența acestui oraș. Prima construcție din orașul Anticapulum a fost castrul Legiunii a 13-a Gemina, construit la ordinele lui, pentru că principala misiune a soldaților din această unitate militară aici în zonă era să păzească drumul de acces către cele două resurse naturale, aurul și sarea. Sub împăratul Traian, castrul s-a construit în forma de lemn și pământ pe care o poate vedea oricine prin filmele cu romani sau reprezentările grafice, adică un șans de apărare val de pământ și palisade din lemn, și a funcționat în felul ăsta timp de 18 ani, adică până în anul 124, când celălalt împărat din cameră, împăratul Hadrian, și-a anunțat vizita aici. Părerile specialiștilor sunt împărțite, unii spun că ar fi venit în anul următor, în 125, alții că în 131 sau chiar deloc. Ideea este că împăratul și-a anunțat vizita și soldații s-au pregătit ca urmare a acestui anunț, înlocuind acele întărituri din lemn din timpul lui Traian cu ziduri de piatră la care au folosit blocuri din acestea de calcar, cum vedeți aici jos. Tot ce vedeți de culoare mai închisă la zideria noastră este zidul original pe locația originală. Și calcarul acesta este resursa locului de construit încă din vremea dacilor și astăzi avem cariere active, nu chiar în același loc, dar asta se folosește la noi. Zidul roman a fost atât de bine făcut încât l-au folosit ca fortificație și generațiile următoare până în 1715. Apoi în 1715 a început construcția cetății de tip Voban și unul dintre motivele pentru care austriecii au decis să fac această cetate aici este faptul că aveau deja materialul de construcție adus de romani cu 1500 de ani înainte. Prin urmare au demontat masiv zidăria romană, piatra au refolosit-o la zidurile cetății actuale și în felul ăsta zidurile romane au ajuns la nivelul foarte jos pe care l-au acum. Până la austrieci însă mai avem o etapă de evoluție a castrului roman sub împăratul Caracalla. Este vizibil la noi în curte, este poreclit împăratul care dă high five pentru că salută. Și împăratul Caracalla a vizitat orașul Apulum în 214 împreună cu mama și cu fratele său. Pentru vizita lor, soldații îmbunătății în zidăria romană, astfel încât vizita acestui împărat reprezintă apogeul castului ca fortăreață romană. Un pic mai târziu, sub împăratul Aurelian, common knowledge, armata și administrația romană au părăsit provincia datorită invaziei goților. De atunci până în 1738, când s-a finalizat cetatea de tip Voban, toate generațiile, mai mult sau mai puțin, au mai refolosit piatra asta la alte construcții. La noi în cetate, cea mai ilustrativă clădire ridicată cu blocuri masive romane este Catedrala Catolică. Este un monument extraordinar de la noi din cetate și din oraș. Din castrul de care v-am povestit, cea mai mare și mai importantă clădire era Principia, comandamentul legiunii. Numele de Principia vine de la denumirea generică dată ofițerilor romani, se numeau Principales. Prin urmare, aici își desfășurau activitatea și este o clădire care în realitate se întinde pe vreo 5.000 de metri pătrați, însă la fel ca și castrul e parțial acoperită de altceva, deci nu o putem arăta în întregime. Și ca să vă faceți o idee cam cât este de mare, zidul acesta pe care îl vedeți aici este zidul din spate. Intrarea cu zidul din față se află la 85 de metri distanță, respectiv lângă clădirea pe care o vedeți acolo în depărtare.
Zidul de nord este sub universitate, clădirea de lângă noi, iar zidul de sud se află sub porticul de la poarta noastră. Sunt două coloane cu un acoperiș deasupra pe care scrie Principia și este pus peste zidul de sud, adică are vreo 60 de metri pe lățime. Noi suntem aici în partea din spate. Linia aceasta are 7 camere, este ecusul sau zona administrativă a acestei clădiri, din care avem expusă camera pe care o vedeți aici. A fost cea mai importantă cameră din clădire pentru că în ea se depozita și se păzea ce avea legiunea mai de preț. În partea mai largă erau stindardele legiunii, arătau, cum vedeți, replicile acestea de aici. Erau vreo 70, dacă facem un calcul pe subunități, și pentru că suboficerii care le purtau erau și contabilii subunităților din care făceau parte, în camera mai mică, tot în gestiunea lor, se aflau banii legiunii. Deci tot ansamblul acesta se numește Edes sau Camera Tezaurului, de aici importanța. Bineînțeles, când au plecat și au luat și banii, noi am descoperit deci doar trei nimic. Monede căzute acolo jos între dale. Avem apoi o altă cameră care începe de la șirul acesta de blocuri, continuă pe sub podeț până la zidul de piatră de acolo, și această cameră a fost una de birouri. Are ca parte interesantă podeaua de cărămidă pe care o vedeți aici, pentru că era o podea funcțională și o să vă spun imediat cum funcționa. Însă, pe partea aceasta a podețului avem readuși în istorie niște soldați romani, avem readuse în istorie niște creaturi din epoca respectivă, adică avem urme intenționate sau neintenționate lăsate de soldați romani și alte ființe, și de cele mai multe ori aceste urme, în momentul în care sunt văzute și menționate, retrezesc oarecum interesul sau atenția vizitatorilor noștri. Prin urmare, aici jos vedeți, puteți vedea dala asta albă. Este o dală pe care, așa, pe diagonală, vedeți că a țopăit o vrăbiuță acum vreo 1900 de ani, vedeți urmele lăsate în lutul pe atunci moale, da? Acolo, acolo și acolo. Apoi semicercul acesta, făcut cu trei degete de pe lateral, este interpretat ca fiind o semnătură a unui soldat roman, pentru că toți aveau un target sau o normă, l-a făcut elemente de infrastructură, cărămizi, dale de podea, țigle, tuburi de canalizare și așa mai departe, fiecare își marca munca în felul său. Mai puțin accentuate se văd aici niște urme de cățel. Aici avem grupate câteva dintre aceste marcaje, respectiv pe dala asta rozalie, puteți vedea o ștampilă a legiunii, forma aceea dreptunghiulară cu litere pe ea. Dacă citiți literele de la dreapta la stânga, pentru că este cu capul în jos, vedeți că e un X, 3D și un G, a 13-a gemina, numele unității militare. Punctele acelea din jurul ștampilei sunt urma unei sandale stânge a unui soldat roman, provin de la țintele de pe talpă. Mai în dreapta vedeți acele urme de câini de care vă spuneam, niște căței destul de mari pentru acum 1900 de ani. Și o altă semnătură, altui soldat roman, se vede pe triunghiul acesta mic roșu, vedeți acolo niște dungi ca un W, oarecum tot cu trei degete făcute, așa cum ați văzut și mai devreme. Și vă spuneam că podeaua asta este partea interesantă, pentru că pe sub această podea avem o structură care o califică în a fi un element de uimire pentru epoca respectivă, pentru că aici avem vizibil hipocaustul antic, este acel sistem de încălzire prin pardoseală, foarte celebru, o invenție grecească de altfel. Romanii au preluat și adaptat acest sistem de încălzire pentru ceea ce aveau nevoie. În original, sistemul de hipocaust era folosit pentru încălzirea bazinelor la băile publice, însă mai târziu, când romanii au cucerit și zone unde era iarnă, au adaptat stilul ăsta de încălzire și la camerele de lucru și de locuit. Vă spuneam că asta a fost o cameră de birouri. Și metoda de funcționare este una relativ simplă, dar nu știu cât de ușor este depus în aplicare pentru cei care intenționează să facă lucrul acesta. Ar trebui să-l citească pe Vitruvius, pentru că el descrie mai detaliat lucrul acesta. Vedeți aici niște stâlpișori și niște ziduri care susțineau podeaua, cum se vede în partea dreaptă. Da? Aceste sisteme de stâlpișori și ziduri susțineau podeaua, cum se vede aici. Deci podeaua era înălțată la vreo 60 de centimetri, cum în cazul nostru. Apoi, în zidul exterior, în drept cu a treia arcada noastră, aici, în drept cu arcada asta, s-au găsit urmele unui prefurniu. Era o vatră practicată în zidul exterior, de unde fumul și căldura circula pe dedesubtul podelei și o încălzea. După ce se făcea întregul circuit, acolo în colț vedeți ce a mai rămas dintr-un perete dublu. Vedeți că pe interior, partea de perete este tot din ceramică făcută, tot din cărămidă, probabil că și pereții erau parțial încălziți. Pe acolo fumul ieșea prin peretele dublu, fiind mai apoi captat de un horn. Acum, noi nu am găsit clădirea în întregime să ne dăm seama exact cum era captat de horn, însă avem descoperiri făcute în oraș cu căpăcele de horn foarte frumos ornamentate, făcute din lut. Sunt niște descoperiri foarte rare în mod normal.
Mai avem apoi o fântână. Fântâna asta nu este romană, este o construcție medievală, este datată prin secolele 11-12 și este un mic exemplu acelei refolosiri de pietre romane de care vă spuneam. Vedeți că piatra din zideria fântânii este luată din zidul roman de lângă. Mai vedeți și o involuție. Romanii aveau beton. E un tip de beton de mortar foarte, foarte rezistent. Este singurul din istoria omenirii care nu are termen de garanție. El se repară singur. Și, după cum vedeți, cei din Evul Mediu au pierdut rețeta, piatra fiind lipită doar cu lut. Ăsta e motivul pentru care fântâna noastră nu este săpată pe întreaga adâncime ca să nu colapseze. Apa din fântânile acestea a dispărut după 1715, pentru că a început construcția cetății actuale, făcându-se șanțurile cetății, care sunt mai adânci decât era nivelul apei în fântâni, pânza freatică a migrat în șanțul de est. Dacă cineva trece prin poarta a treia și se uită în șanț, o să vadă niște bazine care astăzi sunt alimentate de acele izvoare care odată alimentau fântânile. Pământul din acele șanțuri s-a scos, s-a adus aici pe fortul central, epoca romană a fost acoperită și în felul ăsta nivelul de călcare de acolo de jos de unde am venit noi a crescut până unde este astăzi. Bine, am mai adăugat și noi un pic de pavaj și toate cele, dar aproximativ la același nivel. Este o creștere artificială bruscă și intenționată. Pe de o parte e rău că e greu de ajuns la epoca asta și de pus mai mult în valoare, pe de altă parte însă e bine că de aproape 300 de ani nu a mai putut nimeni folosi piatra și cărămida romană, deci mai avem ce să vă arătăm de atunci. Și dacă este cineva interesat să intre mai mult în viața cotidiană romană, aici la noi, la Alba Iulia, cu sprijinul primăriei, Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei, se organizează niște reprezentații în fiecare vineri, la ora 7 aici, între catedrale, la Poarta 4, dar avem și cel mai mare festival pe epoca antică din țară, Festivalul Roman Apulum, are de obicei loc în weekendul acela prelungit din jurul datei de 15 august. Anul ăsta va fi tot aici, între 16 și 18 august și avem parcul din apropiere, este tabăra romanilor, unde se poate veni să se probeze echipamente, să se antreneze lumea cu gladiatorii, să participe la ateliere, să pună întrebări, bineînțeles. Sau, dacă se intră în curtea din spatele clădirii de peste piață, avem tabăra dacilor, unde nu știu să vă spun foarte multe ce se întâmplă, că eu n-am voie că-s roman. Și până anul trecut, terenul de demonstrație și bătălie era în fața Catedralei Romano-Catolice, însă, datorită faptului că acum cred că vor intra niște lucrări în funcție acolo pentru marcarea acelei bazilici bizantine de secol 10-90, o să mutăm terenul de demonstrație și bătălie, însă, oriunde va fi setat, pe terenul acela de dimineața de la 10 de sâmbătă până după masa pe la 5-6 și la fel și duminica, tot timpul este ceva de văzut. Lupte de gladiatori, concursuri, dansuri, demonstrațiile trupelor invitate. Lumea poate să-și cumpere un sclav pentru o oră la târgul de sclav dacă ajung pe aici și, bineînțeles, duminica seara va fi marea bătălie, toată lumea cu toată lumea. Este ceva impresionant și vă așteptăm să ne vedeți. Este, da, într-adevăr. Muzeul nostru este setat pe două spații diferite, partea de interior care prezintă situl propriu-zis și partea de exterior, curtea noastră, care este și locul în care se îndreaptă lumea spre ieșire. Este amenajat cu obiecte descoperite aici la noi în castrul roman. Avem, de exemplu, niște obiecte care provin din clădirea Principia, părți din clădire, făcute și din calcar și din marmură, însă avem și foarte multe inscripții, unele de foarte bună calitate. Avem, de exemplu, trei bucăți de marmură care menționează vizita împăratului Caracalla din 214, și care sunt scrise cu atât de mult talent încât lumea nu crede, am avut și întrebări dacă n-a fost scrisă cumva cu laserul și încercăm să-i păcălim. Sunt și altele făcute pe calcar, vă spuneam că asta este resursa locului, iar scrisul nu este de aceeași calitate, bineînțeles că lucrurile au degenerat. În secolul II este vârful Imperiului Roman, apoi începe să scadă și din toate punctele de vedere, nu numai calitativ. Iar artefactele de la noi din curte sunt grupate în trei spații diferite, fiecare cu explicația lor, iar pentru că am reorganizat-o puțin, i-am redus suprafața, am dus suporții la revopsit, urmează să aducem suporți ca fiecare artefact să aibă propria explicație. Bineînțeles, noi de asta suntem aici, să răspundem la întrebări, orice nelămurire există în ce le privește, le stăm la dispoziție celor care au întrebări, bineînțeles. Vă mulțumim pentru această primire și vă așteptăm și pe dumneavoastră aici. Toate cele bune! Thank you.